reușit! A, bună seara și bine ați venit la Roaster Post, prima emisiune de stocărit iubite legal pe Instagram. Emisiune care n-ar putea să aibă loc fără prietenii mei și fără Drăcea. Aplauze pentru Alex Dobră, Tămirel Popinciu și... Bună, pentru voi. Băi, aplauze pe azi. Și Bogdan Drăcea. Băieți, știți ce aveți de făcut în seara asta? Ce trebuie să facem? Să ne uităm pe Instagram, nu? Ce facem și acasă? Doar că aici ai acces la mai mulți, că le-am cerut permisiunea la cont să nu mai fie privat. Când vedeți o postare sensibilă, săriți cu mâna. Atacați. Când vedeți o fată care nu e cu toată fața, ascunde ceva și o întoarcem. Întoarcem ecranul. Această emisiune nu ar fi avut... Explorat-o, ce pula mea? Romina Trans SRL și... Butalu Baltasar. Baltasar Arseni. Emisiune care nu ar fi avut loc fără oamenii din public. Avem public live. Pentru oamenii de acasă, să știți că avem public... Când eu vă prezint, voi bubuiți. Avem public live, pe bune, chiar avem public live. El este. A apărut post-producție toată ziua, Avem public live care ne-a înmânat contul de Instagram la intrare și ne-a dat acceptul să ne uităm și să le dăm sfaturi cum ar putea să-și crească social media-ul, pentru că suntem niște oameni cu social media crescut. Dobro, da, fac de 4 ani stand-up și am 1600 de follower. E bine, e bine. Sunt doamne cu căței în sală, mai cu Instagram mai mare decât Instagram. Are cineva un pudel cu mai mulți follower decât mine? Dar sigur. Noi vom fi oamenii care vă vor da sfaturi, ce trebuie să schimbați la Instagram-ul vostru și ce să ștergeți. În această seară putem să începem. E cineva care vrea să începem cu Instagramul lui? Sau vă iau eu de la catalog? Andrei Barbu. Cine e Andrei Barbu? Ok, nu luăm Andrei Barbu. La audio? A zis că la audio. La audio, da. Hai să vă luăm așa. Aici. Asta e ce vede gagică tu. Fanii că ăla nu era jacuzzi, doar să bășea el. E în fântână la Unirii. A făcut frumos firea aici. Înainte să se transforme în sirenă. Uitam cum nu mi-a ieșit nimic nici anul ăsta. Ce ziceți, mă, să mă arunc? Fac un pol, mă arunc sau nu? La gârlă, acum 8 ore. Bă, tu ai și-a schimbat descrierile. Lăsați ce avea înainte, dacă ați penibile. Bogdan Funieru. Funieru, da. Aude. Mamă, vezi că e mare. Hai înapoi. Ești aici, Bogdan? Haide, mă, intră, mă. Ești aici, Bogdan? Ia uite-l. Lasă telefonul jos, că ne întoarcem noi la tine. Nu mă l-am pierdut, dar mi-a fost frică cu aia. Amă, ce o să fie așa rău? Hai să vezi. Ha, mă, maxim ne taie. Da. Mă rog, ne taie, ne trimite la muncă. Ești din Timișoara? Nu. Sau doar a fost la porumbei să... Am văzut să hrănesc porumbei. Cât saci de cartofi poți să car cu dreapta? Aici am băut două sucuri, că n-aveam mai mult la mine. Stai cu, am plecat de jos. Mi se pare că fața asta o văd de fiecare dată. Ne luați 5, vă rog frumos. Păi pandemie, n-auzi. Ne luați 5. Ne luați 5. Aici a făcut poză poliția. L-am găsit, știm unde. Știi că nu știi ce să faci cu o mână? Da. Trebuie să o promptești așa de ceva. Încerca să ridice piatra. Aici nu atingea banca, se ridică. Aici tot așa. Nu mă las până dacă n-am aplicație. Nu. Când mai pornesc aparat, e 2 de lei. Când în poză vorbești la iPhone, dar ai făcut cu Nokia poza. Și am făcut-o el într-o oglindă la MacDrive. Și doamna aia, spune-și ce doriți. Nu vreau nimic, fac o poză și plec. Sau i-a făcut-o direct doamna aia de la Mac și a trebuit să... Bă, ce funny. Când s-a făcut Mac combo, o plimba, pula, nu vreau să-mi ia nimic. Mă fiși pe restaurantul ăsta. Aoleu, cu ce să mă îmbrac azi? Outfit check. Cu ce aparat să mă îmbrac azi? Ce aparat pun pe mine să mă arăt? Urlă bluza.
Uite, are cărți în spate. Aici, aici e cu sudă maică, s-a rupt-o el. Nici n-avea alea acolo. Cucul, prințul. Cucul tău. Avem un prinț. Zici că a vrut să-și facă de aia de aici, dar n-a avut bani și a tras un film. Are 6.000 de follow-uri, Dobră, tău unde greșești? Da. Bă, nu știu, cred că am demnitate, asta e problema. Bă, bă, gata! Mamă, dar vezi că e mare. A glumit și noi, nu te supăra. Arată cum ar fi trebuit să crească, eu nu-și cerce la o înălțime. Stai așa. De asta n-am eu, am 1600 de follower cu ei. Cea mai grea căcare pe care am avut o vreodată. Când de azi se schimbă totul. Când descoperi laba cu mâna stângă. Cât de azi. Uite, a descoperit laba. Tom business, bani, bani. Ei, bine, cucul tău, unde ai parcat? Bă, cu ai. Păi, în saș plecați acasă. Atunci n-ai zis nimic, ți-e frică de cucul tău? O, oh, fac stand-up. Bine. Știu că și o spătări cânt. Aici a s-anunțat pireu. Haideți că vin platoașele ăsta jos. Când ai o dedicație, dar o zici tu. Hai să vedem dacă putem să ne ajutăm reciproc și să ne pierdem timpul. Pentru că eram cu un client la o cafea și mă ia pe mine, de ce costă mă serviciile tale atât? Și mă uit la el și zic, pentru că am experiența asta, portofoliul ăsta. După aia mi-a zis, da, dă și mie 2 lei să-mi iau și o cafea. O țigară ai? Aș mă o țigară. Bă, are prea multe clipuri. Dar oare cum a convins-o? Auzi, vrei să urci până acoperiș cu mine, să vorbim business? Am eu idee. Tot ce trebuie la profilul ăsta, cucul tău să fie scris cu TH. Atât. Asta lipsește. Când aveam 7 ani, m-am împușcat singur în picior. Asta-i lui. Aici ai filmat și o muzică populară. Când aveam 7 ani, m-am împușcat singur în picior. Bă, ăsta nu-i băiatul ăla de la tineretul care spală parvizul în Charlie Chaplin? Stai, băiatul ăla te cheamă pe bloc în continuă. Îți orez o zi minunată de la cafeluță. Îmi plac mai mult miserupiștii. Adică, mai pe scurt, eu nu lucrez cu oricine. Prefer să mă întâlnesc cu clienții mine. Era un băiat în spate, auzi, mai mult cu laptopul ăla că stai înapoi. O, dracu, să tragă sesii, dau. Vrei să urcăm pe o clădire? Chiar nu-mi dau seama care dă mai bine, unul sau doi. Ia, ziceți voi. Zicem noi. Da, cu aia. Doi. Cred că asta e mai bună, e mai bună poza doi. E mai întunecat aici. Ce-o fat? Bă, deci ăsta e secretul să-ți crești Instagram-ul, pui poze cu femei care nu ești tu? Lasă-mi scoaie business. Hai să vedem dacă i-a bubuit Instagram-ul de când am zis. Dar dă-i pe story. I-au plecat doi followeri. Acum mă întorc în București, după 3 zile de Cluj, și m-am înscris la un show. E că mai bine rămâne. Adică să-mi se facă rost la contul de Instagram. Și probabil și cei care o să-mi facă rost o să vadă story-ul ăsta. Așa că... Bă, cuiu! Bă! Dă-i bale fresh. Da, pare entuziasmat. Oh! Mamă, Jack Harlow din Țăndărei să-mi va... Te cheamă măta la masă. Proaspăt... gata, oh. N-am prea... țigară. N-am prea stat la burta goală, dar cu burta goală, da. De ce? Cânți? Ești cântăreț? Da. Da. Ia. Stai tot el? Nu e tot. Te dau teaser la de trei pări. Mamă, cât bine cu aia, îmi place. Hai că eu sunt diferit și că muzica mea merită ascultată. Am vorbit căcaturi de restul că mă gândeam că n-o să bubui vreodată. Și iată. Un an mai târziu, da. Say me. Cu aia e o capră? E capră că mielul l-am dat în față la sa în plața.
Hai să nu căutăm niște oameni care n-au aspirații așa înalte. Păi hai să luăm pe Roxana Maria atunci. Uite, aici... Frumos, aici au scosese Salva Maro. Era fă puza când plesnește hernia. Aici ce se întâmplă? Te scuipa cineva în gură? Se scuipa aia în gură. Vezi să scăpăsăm prin flecmă. E concursul anual de la Sinaia. Prins flecmă de la etajul 3. Câți ani făceai? 22? Cam sărăcăcios tortul ăla. Și mai ales că au pus și o grisină în el. Mai bine îți lua o perdea nouă de bani. Adevărat, schimbăm și noi parchetul. Grijă, la 22 avea găini în tort, ești nemul de asta. Avea tort cu pene. Hai să vedem cum s-a schimbat de la 21 la 22. Pare că a dispărut cățelul și iubitul din viața ei. Asta îmi dau seama că, uite-te, la 22 era cu perdeaua și două plante în spate. Asta nu, că ai văzut ce bine era cu el și acum sărac. Deci la următoarea poză, mai e o poză aici. Că scrie fine line, s-ar putea să fie ceva diferit. Aceeași poză, da, pe altă culoare, eram sigur. După ce a venit curentul. Aici i-am găsit lanterna. A venit curentul în bloc, în cavaș plouă. Și cucul tău ar spune, care vă place mai mult? Asta sau asta, da, frate? Marketing, da, chiar, engagement, da, engagement. Vrei să-mi pun acoperiș să zic ceva? Uite, aia făceam poza aia de se uita în sus, era cucul tău și vorbea de business. Iar țipa, țipa după acoperiș. Da, da. 21 steag. 21 steag. Are o poză, ah, păi. Okay. Nu, are o poză. Deci fă-mi așa din stânga și una te dai tu mai în stânga. Rămân, rămân. Le postez. Eu bag mâna în focă dintre noi toți, e fanul lui Cârge. Opa, unghii. Nail artist, da, nice. Am pare că e rujeolă. Am avut și o boală așa. După ce ți-a trecut rujeola, să rămâi așa, că să se dar scap greu de ele. Ce preț ai la unghii? Ai, poate te ajutăm. 150, minim. Pentru bărbați. Pentru Rava? Cât ai cere? Pentru Rava? La Arcul de Triumf. În zona Arcul de Triumf lucrezi? Acolo fix sub el? Nu, mă, intersecția. Aici? Uite-mă, ai făcut canotaj? Nu, sunt cu mașina. E o autostradă acolo. Se acordă, a certificat, are certificat. Deci până aici a lucrat Nail ilegal. Nail maraton. A făcut 6 perechi de unghi în timp ce a alergat 10 km. Și a avut speaker cu aia, că trebuie să-ți vorbească oamenii în timp ce faci. Deci până aici, până 18 august 2021, să se sesizeze ANAF-ul, a lucrat fără certificat. Deci poza asta dovedeți aici. În 7 august, Alex Vlad. Dar îmi place că ai toate pozele astea. Cu ce ai venit aici de curiozitate? Hai repede, la câte neați? Că la 11 jumate pleacă ultimul din piperă. Pare că toți prietenii voștri arată la fel ca să aveți alibi tot timpul. Și dacă se dă jos, e clown în spate, în piscină. Că ai dat jos hainele după cineva. Alea pare că stătea nu cu mine în buzări și ținea pantalonii. Mamă, poze de astea făceam în... Da. Păi nici nu știau ce mașini n-o să aibă în viitor. Are speca asta de la început. Am mai încheiat un capitol din viață. Capitolul să te ating o femeie. Ai scăpat de stresul tău preferat, era asta, să-l pupi o fată. Zici, bă, cu aia, nu pot, nu pot, mă. Mihai, hai, nu pot, nu pot, Mihai. Mihai, mamă. E original. E și Mihai fain. Omul, Smiley Omul. Mamă, avem și site-uri. Jurnalul unui Mihai. Bine, bine, cu postel, concurența. Da. Ai poză cu Teo, bravo, tată. Aici, după ce am dat gata un meniu la Kaufland. Poză cu Costel, aici am alergat cu Maria Popovici dimineața. E exact unghiul ăla de story-uri, da, la Maria. Prima zi, intrare moca. Aștept aici. Eu am un numer sub piticului. Ați făcut pasul ștrengarului și mers. Uite cu aia era poză cu Costel.
Hai să le numărăm câte suflă. Da, da, e iarna. Are da. Geacă. Ai 10 poze cu Costel? 20. Deci le-ai numărat. E ordin de restricție, nu? Mihai, ești la coadă la perfuzie. Eu, o urmă de ciocolată pe tricou, o plapă în cap. Nu, tu, nu termina propoziția, te rog eu. Și o cutie rămasă nefolosită. Tristuț pentru etapa ce urmează să se încheie, dar curios pentru etapa care urmează. Un viitor cât mai luminos, cât doresc copilul meu. Oh, mama! Marinela Ursu. Clasică. La care și-a poză cu Costel să-mi va pula. Da, coaie, cum... Da. Gâl, gâl, gâl. Prima bere băută fără lingură. Hai, cine ghicește descrierea asta? Hai să încercăm o descriere. Ce-a spune voi la asta? Tu hashtag după operație mi-a mai apropiat pătrățelele un pic. Dar nu-i normal să le ai la coaste. Nu m-ai omorât tu, nu m-a omorât nici apendicita. Hai să... Da. Iarăși perioada aia și-a... când trebuie să mă tung. A, sank eu. Când să mă așa, tund... așa știu și eu că trebuie să mă tund mereu. Mă las în pula coală. Și ahmat peritonită. Nu mai făcut nici anul ăsta. Bă, data viitoare, dacă mai facem show-ul ăsta și vii, dă-i înainte lui Clau să-ți modifice toate da. Descrierile. Înainte cu 8 ore da. Și prezintă-te. Model. E, hai, lasă-mă că ne uităm mai încolo aici. Hai, mă, că n-a venit fata asta aici. Cineva contul. Ești aici? Mamă, ești nebun. Mamă, zi ceva să nu fii libidinos. N-ai învățat că chiloții nu se poartă peste colanți? Pare că ești ceea ce își dorește să fie cucul tău. Că tu doar ești. E nu muritor de foame. Aici, da, da, da. Ce se întâmplă aici? Am că am bătrânit Tiesto să mă bată. Când îți dai seama că n-ai o bea la tine. Unde e? Aoleu. Sunt pătată? M-am pătat, zi-mă de tine, m-am pătat. Alex Cârjan. Cârjan, ăsta e rudă cu tine, nebunule. Ai văzut care poza aia la ful? E curier la The Ful. Uite, am venit, aveți pinulețul. Nu, nu trebuie achita nimic. I-a văzut, te-a menționat, uite, a nu ți-a dat tag, doar a scris cărge. Băiat finuț. Te-a zis, mă. Da. High School Musical, okay. Dacă se trăgea la țară. Aici la The Ful, frumos. Cu berile de acasă. Aoleu. Dreapta, dreapta sus, dreapta sus. Româna, să româna! Cum mai faci tablouri? Eu pictând. A, se vede că ești fan Eminescu, am vrut să zic în poza asta. Din Doamne, ce-mi place pictura! Toți îmi plac, Van Gogh, Van der Sar, toți nebunii să fiartă sunt pe pictură. Mulțumesc foarte mult, Bianca. Teodor Maxim. Arată așa, un pic ca Jador. Nu? Pare Jador așa dacă nu reușea sau nu. Dacă ăsta era miel. După sex. Dar dărâma nu se mai ridică o lună de ăsta-i lubrifiant. I-am dat cu un spice pe el să-și refacă rănile. După aia nu mi-a plăcut foarte mult, așa că am încercat. Da. Aici am zis să încerc și cu fete. Nu mi-a plăcut, a trecut la căței. Ia uite frumos când exista Germanos. Ce amintiri. Ăsta e comitetul de primire când intri în rai să-mi bap. Haideți, e super distracție aici. Ce țigări fumați? Ce țigări ați fumat? Să știu în ce cazan vă bag. Ce țigări ați fumat? Kent mentolat? Haideți cu băiatul ăsta, mentol. Matei. Vă salut, vreau să vă anunț că trag cel mai dubios porno pe care l-am văzut în viața mea. Îl urc pe net mâine. Poza de dreapta, nu știu cine-i femeia asta, dar, dar am prins-o la baie cu frate meu. Dar nu mai scapă, pare că e profa de bio, i-a dat 10 și i-a încheiat media. E profa de meditație, i-a ajutat pământul. În drum spre noul iPhone 14. Mama.
să se bucure tare când punem thumbnail cu asta. Da, 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 o să fie, asta o să, aici o să fie Popinciuc, aici Drăgea. Titel Tornado e aici? Ăsta e vecin cu mine. Era inocent. Aaaa. Deci i-a zis cineva, îmi plac gropițele tale. Na, să nu le mai vezi. Na, să nu le mai vezi. Sick, sick. Dar puteți să te dai cu recoaie la mizeria asta? Mamă, nici Romeo Fantastic n-are atâtea inele să-mi fac. Zici că e mandarinul din Iron Man. Mama, lasă-mă, cânt cât vreau. Șerbani, două noapte. Să mă pula mea-n pace. Cum te simți când evacuezi o clasă? Da, se leg de unde tornă. Pare că nu, nu trec două zile fără să zic mai cât alu taic tu. Lasă-l mă că-i vine limite la cap. Ai mai lasă-l și tu mai lasă-l înțelege. Lasă să mai copilărească chiar da, dacă ai 34. Da. Hai să vedem. Uite, e cu tornadă la mare. Și-a dat, frate, mi-am făcut prietenă. Mamă, dacă vezi asta, ține, ai tu grijă de toba aia când da, vine o zi. Ține tobele calde. Te zici ce to- Aici se uitau la... La? La bun, la notă. A, la notă. Dar nu, nu, vezi că nu notă îi zice la Mega, nu notă. Nu e restaurant. Mamă, dar v-ați lins rău de tot pe Instagram-ul ăsta să mă bată. Uite, coaie, ia, stai. Aveți o relație prea sănătoasă. Coaie, uite, nu, uite, aici zici că înainte să lanseze gașca mea. Hai și tu, dar... Mai avem un Mihai, gâhâ, ăsta nu e... E haș, iertați-o pe mine. Ia vezi, ia vezi. Oh, oh, e cântăreț, ia, 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 ia. Aha. Îți dai seama, nu-i împat cu ochii crăpați, să-mi bat pula cu aia, nu se mai termină, dar... Vă băși tu lama ca orice copil normal. Termină căcătorile astea. Și sunt aia de mai devreme lingându-se acum pe piesa asta. Aia se lingă acum. Mamă, n-avem poze, dar... La tăpuri. Pare că abia aștept să vină iarna, să poți plovării groase, să bei ceai cu două mâini. Chestii ce nu este așa. Cum se lasă un pic bruma, ce ar merge un pumpkin da, spice da, de la mocacina. A cântat și Lino Golden, dau moda. Vezi că sună bine, coaie. Bă, cum strică ăștia manelele, nu mai pomă. Nice, bravo, bravo, Mihai. GH, GH, Valentin. Ah, Valentin. Valentin Tunde. Care ești tu? Nicoliță sau frizer? Bă, exact ca în pozele alea cu unghii de nu știi care el să-mi va... Da, e doar o mascaradă toată asta, ca să poți spune pozii cu băieții care îi se par lui drăguț. Asta e clar de pe net. Da. Nu există băiatul ăsta în România. Nu, tot. Nu, da, mă, îmi face mie blocul acum. E tot el, frate, dar trebuie să schimbă tot. Uite, aici a prins. A plecat de jos și el. Totul a început când l-a întuns pe tata la nuntă. I-a plăcut rău de tot. Mi-a făcut serele repede. Da. Mă rog, am început cu PFA, am luat-o ușor, ușor. Da, distilerii premium, uite. Nu, hai să-i nu, nu e un om. Ba e, mă, uite-te, care ești tu? Uite, aici a mers meseria din bunic cântată în viu. Respect. Nu, mi-a lăsat acasă, dar tractorul ăsta e pe numele meu. Da, l-a tras pe numele, bine, a mai băgat două miniel. Merge strună. Cum e? Ce? Merge afacerea? Da. Nu pare, dacă ai vinde aici. A fost ideea ta să o vindeți în sticlă de parfum? Păi nu, că e bine că ce mai rămâne să amestecă puțin și de ce culoare, de culoare. Dacă vreau să mă îmbăt, dar nu rău. Doar un pic așa. Abia așteaptă să termine Invictusul ăla. Cu ce te-ai dat, Moldova? Și întrebarea este, ați venit cu ceva sau? Da? Da, ce drăguț! Ce prost ești, că ai râs de imuistule. Mulțumim frumos.
Popinciuc întreabă parfumurile tot de pe Italia, dacă avem nevoie. De unde luăm? Mulțumim. Mulțumim frumos. Mulțumim. Să-l aplaudăm. Mamă, chiar arată parfum. Așinește la cameră. Dar vezi că arată bine. Eu am mai văzut parfum de ăsta la 2 litri. Dar niște vată pe băz, nu vezi voi de la fata asta? De la Cristina Ioanac? Uite, așa e că nu știi cum să te comporți în parc. De ce mănânci fata pe băz atât de ostentativ? Credeți că dacă era și Dobrotă pe cal, atingea jos? Doamna de la unghii a dat like, i-a pus la cal. Dar cum a lăsat-o cu calul pe largul de triumfă? Bă, cât de muiște am fost toată ziua. A fost muiști, mă? Da. Asta e Clau ăla, am pula mea din piscină, cu aia cu... E lângă se gândește cum să ne dea bloc, să ne apară la Unirii, că a fost... Eu, că mâine primim toți mesajii, ne cheamă la termen cu el. Ne cheamă la tribunal. Ne-a mai zis ce ar vrea? Lava. Cum? Lava Bells. Era la așa trabenie. Făcut așa ca un nebunic. Ah, direct, single mom. Nice. My type. Ia uite, parcă și seamănă cu Dobrotă ăsta. Cum dracu? Ia, ridică picioarele. Cât are? Cât poartă? 48? Dacă poartă 48 la 3 ani, nu mai dăm. Ia vezi, scârție genunchii. Cum dracu? Îți dai seama cât s-a chinuit să găsească o poză în care copilul ei pare mai bătrân decât ea? Abia aici e muiți, Dobrotă. De-aia s-a abținut până acum. Că stai, mami, că n-ai ieșit bine asta. Așa... Uu, ce faci aici? Îți iau pără ducată. Aici mamă, dar ce piept are și că doream popa să mă bată la... Mamă, dar are scolioza asta mică, să știți. Asta e cea mai mică problemă a ei. Se vede cine e copilul preferat să-mi va pune. Ăsta-i spălat, mâncat. Și mai e Marius. Pare că ai cumpărat ceva să sperii pe aia albă când nu stă cu minte. Dacă nu ești cu minte, te dau la ăsta. Aoleu, ce e aici? Uite ce uite frumos să poartă cu asta. Da, ai cumpărat haine. Eu ăsta avea nevoie de haine, nu ăla fără păr. După băiță. Aici când îți intră boschetarul pe trapă e. Aveți asta cu limba scoasă în lateral. Aici nu-și pusese dintele. Aveți poze mișto? Hai să vedem, lăsați critici să spună. Stai că aici a fost, când a luat aia oască. Serios? Ai luat, da? Okay. Eu cream că a fost de ochi. S-a dus până în pulă cu satelitul să-i dea de ochi. Da. Zi-mi tatăl nostru. M-a tras baba asta de-a plecate. Ceva ciudate au ăștia aici. Ia să fac cu puzul cu el. A zis, deci saltul cu parașuta e 100 de euro, dar la 10 euro am luat ceva. Ce aveți la 10 euro? Fii atent, cine le-a aveți un nylon? Ești aproape cu ciolofanul pe derdeluș? Pune-te pe burtă pe lemnul ăla. Ați înghițit nisip vreodată, nu? E momentul. Andrei J.P.G. Asta-l știu. Serios? Știu, Andrei, salut. Băi, ăsta are numai poze cool, n-ai de ce să faci mișto. Hai mă, că aici pare că a fost refuzat la burlacul de 3 ori. Trei musi. Hai, dar vă rog eu frumos, stai că stau altfel. Plus că de ce stă în șosete acum? Da, pare, chiar, da. Pare că stă pe sarea de aia de mănâncă vacile, știi? Uite, ai poză cu cârge, Probabil una dintre cele mai fine, reci și faine senzații. Dar ce ai făcut cu șerpele? Foarte pereche de ochi fain terminați. Cu o pereche de ochi terminați. Pișamaș pe ei, că a trebuit să fac, am avut comandă. Pișamaș pe ochii, că dacă n-am șters și am tot desenat, iar am șters, iar putem acina ochii tăi. E de ăsta speaker motivațional. Uite, așa te simți când din 300 de lei faci 310 lei în cripto. Ia uite, aici la Dristor la 4 dimineața cu toți frații mei.
toți ăștia un aeran. Nu vrei mai mult? Un aeran și o scrumieră. Te supăra fata, e... Spre unde e euforie, dacă... Kerhanao, vă rog. Unde e plaja de nudiști? Se vede sala, știi, când ai două zile și după aia zi, mă, da, se vede adevărat. Doar poza aia așa. Pe cât scrollăm în sus, devii mai român. Bă, dar chiar... Efectiv, băi. Da, e că acolo, din asta ultima, el nu stătea cu sprânceană, era pensat prost. Dar a avut așa... Fă și mie Nike invers. Claudiu CCG. Aia zic. Bine, Lenghel. Ei, peste medie vacanța asta. Aici mă gândeam dacă să mă duc în Turcia să-mi fac implant. Dar era în Turcia, mă. Era în Turcia. Și acum avea o miel puși deoparte și era... S-a sumit adita și... Problema e că am dat 50 de euro pe vasul ăsta, ce fac? Mai am 950 pentru implant. Și aș vrea și un suc. Mie-mi place Sandu Lungu rău de tot. Și... Să mă îmbrac ca Sandu Lungu. Ei, oare mă... ce mai face Kevin Jonas? Oare câte zile mai stau până îmi spăl scaunul ăsta? Proastele alea la birou nu mă înțeleg deloc. Repede să nu intre fum în ochi, te rog frumos. Că... Auzi, îmi dai țigara ta să fac o poză? Nu, mă, că nu trag. Nu trag, că mi-e frică. Mai sus, Chelu și Ombladon, dacă nu reușeau. Chelu și Freaca. Pe cine? Vrăbiuța Albert. Vrăbiuță, cum scăpa Vrăbiuța Albert cu numele ăsta? Albert Vrăbiuță spune povești și o face cu ajutorul fotografiilor. Iar printre alte bine, proiecte pe care le-a derulat... Deci nu ești ăsta. Albert a ales să spună și istoria unei mașini emblemă pentru România, Dacia. Îi spunem și noi bună dimineața lui Albert. E spaică. Spre Dacia, cum ți-a venit această idee? Și familia. Pare că a luat ochelarii de la găcică. Dă-mi repede că nu-i găsesc pe ei mei. Merge la cliente. Cât ai tariful? Că el e fotograf. Cât e? Mi-a spus o vrăbiuță că e 150 de euro. Glumă! Asta a fost seara. Vă mulțumim foarte mult că ați participat și că ați avut curaj la primul episod de test Roadster Post. Sunteți foarte drăguți că v-ați riscat Instagramul și viața socială, da. De ce nu? Da. Și dacă o să mai facem, vă așteptăm data viitoare, dar nu pe voi. Pe alții sau cu alte conturi. Vă mulțumim foarte mult, aplauze toată pentru Drăcea, Alex Dobrotă, Popinciuc, pentru voi că ați fost aici. Vă mulțumim, dacă am fost prea muiși, ne cerem scuze. Da, ne cerem scuze.